Dar dacă nu vrei să vină clovnul ucigaș după tine, mai bine nu verifica. Pe scurt, am găsit un cadavru. Era duminică noaptea. Am venit acasă, și nu la mine, dar la Motan. El în sfârșit a plecat de la părinți și s-a închiriat singur apartament și deja va duce o viață independentă. Deci dacă ne uităm la hainele nespălate, camera în dezordine totală și praf de 10 cm cu veselă nespălată, nu va fi niciodată independent. Dar este un mare plus. Vom avea mereu unde face pati, așa că în fiecare weekend ne vom aduna la Motan și vom face pati. Denis, la mine în cameră niciodată nu vom face pati, bine? Dar cine o să-l întrebe pe el? Pur și simplu să intrăm în apartament și vă luăm închide în baie. Motan, ca de obicei, stătea în pat și se juca în Brawl Stars. Hai, câștigă, câștigă! Oh my God, cum am pierdut? Denis, cum? Cum eu am pierdut, spune? Până când Motan sta și se juca, am decis să mă uit ce are interesant prin apartament. Bucătărie bine arată, mobilă nouă, poate tot să-mi închiriez un așa apartament. Doar că mă îngrijoară unele lucruri. În baie pe oglindă nu știu ce era scris, plus și pe pereți erau diferite cuvinte. Bine, lăsăm paranoia, mai bine merg la bucătărie să beau un ceai. La bucătărie nu era nicio cană. Am mers în cameră la PC, erau toate canele. Cred că aici e respawnul lor. Am găsit și Coca-Cola. Când o să micheriez apartamentul, o să duc un mod de viață sănătos. O să vedeți. Nimic uimitor. Motan e Motan. Am luat canele și am mers să fac ceai. Doar că am avut o întrebare foarte serioasă către Motan. Motan, cât dai pe apartament în lună? Ție sigur îți ajunge. Eu am dat pe el 50 de euro. Stai, dar de ce atât de ieftin? A, pur și simplu ăsta. Chiriașul precedent a fost foarte murdar și uite ce pete a lăsat. Bro, tu ești sigur că el n-a fost un ucigaș? Nu, 100% nu e ucigaș. Bine, atunci haide să bem ceai. A, haide, go să bem ceai. Pe scurt, am găsit un cadavru. Haideți să adunăm 10.000 de like-uri pentru partea a doua și scrieți în comentarii hashtag Motan Show vs. Cloven. Miau.